4 persoane au fost arestate preventiv după ce polițiștii au stabilit din cercetări că ar fi procurat droguri de risc, pe care ulterior le-ar fi transportat și comercializat. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii DICOT au surprins în flagrant delict în municipiul Ploiești un bărbat care avea asupra sa aproximativ 5 kg de cannabis. Ulterior, în aceeași cauză, au fost efectuate 6 percheziții la persoane bănuite de trafic de droguri de risc. La activități au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, Poliția Orașului Oțelul Roșu și jandarmi. În urma perchezițiilor au fost ridicate alte 5 kg de cannabis. Din cercetări a reieșit că persoanele în cauză ar fi procurat droguri de risc pe care apoi le vindeau. În urma administrării probatoriului, 4 persoane au fost reținute, fiind prezentate ulterior Tribunalului Prahova, care a dispus arestarea preventivă a acestora.